dragi pământieni, cum să vă spun, astăzi pot vă felicit cu sărbătoarea de Sfânta Maria cea Mare și cu hramul și mișlie. Și încă ziua de ieri, ziua independenței, 31 de ani de când suntem independenți, suntem singuri, facem ceea ce dorim noi și asta. Și vă doresc succes în continuare. Tot ce se face la Cimșlie, eu cred că se face pentru poporul ăsta, pentru lumea asta, care se fac lucruri tare bune, se fac drumuri, se fac multe lucruri foarte. Am intrat și am văzut ce se face în Cimșlie. Și sunt mândru de ceea că ceva se face la noi. Merge carul să pune din loc. Și de asta eu socot că asta depinde de primar, depinde de președinte raionul. Și de asta le doresc succes în continuare. Eu sunt Valera Icorlăteanu, sunt cetățean de onoare a orașului Cimișlia, sunt născut la Cimișlia, sunt din Baștină de aici, locuiesc la Chișinău și în tot anul sunt invitat de primar, de Consiliul Primăriei să particip la hramul Cimișlia. Și de atâta sunt prezent și astăzi, am fost prezent și anii ceilalți, sunt mândru că mă invită și sunt mândru că sunt născut la Cimișlia și întotdeauna cu mare plăcere vin la Cimișlia. Păi, meritele care sunt, hai să socot, mă tem că meritele mele din tineriță, asta sportul care l-am făcut toată viața, care și de mic, titlurile mele sunt mari, sunt multe, toate nu pot să le numesc, dar știți că Cimișlia s-a auzit când eram și la Berlin, eram și la Londra, întrebau unde e țara asta, unde e Moldova. Și de asta le spunem că este între România și între Ucraina. Este o țărișoară mică, asta se numește Moldova. Titlurile mele sunt campion al Uniunii Sovietice, 10 medalii de aur, o medalie de argint, 2 medalii de aur la europeni, 77-79, sunt turneele internaționale, drujba, fel de fel de turnee care au fost, sute de turnee care au fost. Deci al mai principalul europenilor au fost la Jocurile Olimpice, în 80. Trebuie să particip, dar când eram cu rușii, un rus o duc mai bine ca moldovan. Și de asta sper că tot să fie bine. Dar cel mai principal, sănătate. Vă doresc masă și la tot lumea vă doresc mă sănătate. O zi bună și sănătate. Mulțumesc de invitație. Bună ziua, sunt Dorin Lojigan, primarul municipiului Câmpia Turzii, oraș înfrățit cu orașul Cimișlia. Sunt pentru a doua oră la Cimișlia. Am fost și anul trecut cu ocazia Zilei Independenței și a Zilei Orașului. Mă bucur tare mult că sunt aici, conduc o delegație din municipiul Câmpia Turzii, delegație cu care dorim să participăm la evenimentele pe care noi să le sărbătoriți astăzi aici și să felicităm prin intermediul dumneavoastră cetățenii orașului Cimișlia, să le urăm un sincer și un călduros la mulți ani și de ce nu tuturor moldovenilor pentru Ziua Independenței. În același timp, astăzi vom semna un acord de finanțare cu Primăria orașului Cimișlia, prin care Primăria Municipiului Câmpia Turzii va contribui cu o sumă importantă, zic eu, pentru dezvoltarea unui monument din orașul Cimișlia, Scoarul Recunoștinței. Ați mai fost la Cimișlia? Da. Mi se pare locul de aici. Ok. Așa cum spuneam mai devreme, sunt a doua oră la Cimișlia. Visul meu de la preluarea mandatului de primar a fost de o înfrățire cu un oraș din Republica Moldova. Am reușit să ne cunoaștem, aș spune eu, cu cel mai brav primar pe care l-am cunoscut din Republica Moldova, cu domnul primar Sergiu Andronachi, pe care îl felicit pentru modul în care își conduce comunitatea. Am văzut lucruri frumoase și de anul trecut până la acesta am văzut o dezvoltare fantastică a orașului dumneavoastră. Îl felicit și urez succes în continuare. Asta de astăzi. Binecuvântat este Dumnezeul nostru, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Slavă ți Dumnezeul nostru, slavă ți împăratul, sunt mântuitorile, totul adevărului care pretutine și toate plinești. Misterul bunătății și slujitătorile de viață, vină și te sălășluiește într noi și ne curățește mântați curcăciunea și mântuiește bunele sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte Tare, Sfinte fără de moarte, miluiește pe noi, Sfinte Dumnezeule, Sfinte Tare. Sfinte fără de moarte, miluiește pe noi, Sfinte Dumnezeule, Sfinte Tare, Sfinte fără de moarte, miluiește pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, stăpâni, iartă părăși noastre.
Sfinte, cercetează și vine când ne prins noi pentru numele Tău, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh și a acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în cerul, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, fie voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean. Că a Ta este în curăție și putere, slavă Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și curăși în vecii vecilor. Amin. Părinte, binecuvintează. Hristoase Dumnezeule, binecuvintează adunarea aceasta și pe rugii Tăi și masa aceasta că Sfântești Tu, Doamne, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne ajută! Și felicitări tuturor cu Sfânta zi de astăzi, adormirea Maicii Domnului, hramul bisericii noastre, ziua orașului nostru, sănătate la toți. Și cred că acest eveniment va fi important și adus la bun sfârșit cu ajutorul prea Sfintei Născătoare Dumnezeu, că s-a ales duminica, s-a ales ziua Ramului. Doamne ajută! Dumnezeu să ajute, să binecuvinteze, slavă Domnului și a Maicii Domnului. Chiar săptămâna aceasta mi-am amintit când am fost la chilia Sfântului Daniel Sihastru și mi-am amintit cum mergea Sfântul Ștefan cel Mare atunci când avea nevoie de binecuvântarea lui Dumnezeu, când dorea să facă lucruri bune, lucruri frumoase, toate le făcea și toate le începea cu ajutorul lui Dumnezeu. Așa să ne ajute Bunul Dumnezeu în bună înțelegere. Doamne ajută! Stimate domnule primar, stimate domnule președinte al raionului Cimișlia, stimate delegații oficiale din România, onorată asistență, astăzi celebrăm hramul Bisericii Adormirea Maicii Domnului și a localității Cimișlia. Este și un moment istoric și important pentru orașul Cimișlia, desemnare a acordurilor de finanțare din partea primăriei municipiului Câmpia Turzii și municipiului Câmpina. Alocțiune se oferă primarului orașului Cimișlia, Sergiu Andronache. Bună ziua, bună ziua, dragi oaspeți, stimate delegații oficiale, dragi consilieri, preacucernici părinți, onorată asistență, dragi colegi, cetățeni de onoare ai orașului Cimișlia, vă felicităm cu hramul Adormirii Maicii Domnului. Un scurt istoric al acestei biserici este că a fost întemeiată în anul 1809 în orașul Cimișlia, fiind construită din lemn. Ulterior, în anul 1865, a fost ridicată din piatră și deci până în prezent nu a avut nicio modificare al constructivului bisericii. Doar reparații curente din interiorul și exteriorul bisericii. De la înființarea bisericii din 1809 până în prezent, au perindat în jur de 27 de preoți. Iar la momentul actual îl avem pe Părintele Nicolae, care slujește în această biserică din anul 1997. Biserica întotdeauna a fost un căpătâi de bază a națiunii unui popor. Cu părere de rău, puțini oameni frecventează acum biserica. Ar fi mult mai bine dacă bisericile ar fi pline cu oameni care se roagă pentru iertarea păcatelor. Un al doilea eveniment, de asemenea foarte important pentru localitatea orașului Cimișlia, este semnarea acordurilor de finanțare. Un acord între Primăria Cimișlia și Primăria Municipiului Câmpia Turzii și un al doilea acord între Primăria Cimișlia și Municipiul Câmpina. Această posibilitate de a semna acordurile de finanțare între aceste instituții s-a datorat faptului
că deciziile Consiliilor ambelor părți au fost binevoitoare și s-a votat acest acord de finanțare în unanimitate și în satisfacție. Dorim să le mulțumim fraților noștri de peste Prut pentru oferirea donațiilor orașului nostru, care vor contribui la dezvoltarea localității noastre. Țin să vă aduc la cunoștință că deja au început lucrările conform acordurilor de finanțare și urmează până în luna octombrie să finalizăm aceste lucrări și să ne bucurăm împreună de succesele de realizare pe care le putem simți ambele părți. Suntem onorați de prezența tuturor în această sală. Vă mulțumesc că ați găsit timp și sunteți alături de noi la eveniment. Doar împreună putem face lucruri frumoase și să schimbăm spre bine viitorul localității noastre, consolidând eforturile comune. Cu acest prilej frumos, vă transmit să aveți parte de dispoziție bună pe tot parcursul evenimentului, dar și pe parcursul zilei, deoarece sărbătorim toți împreună hramul Bisericii Adormirea Maicii Domnului din orașul Cimișlea. Și am deosebită plăcere de a vă adresa cel mai calde felicitări, urări de sănătate și bucurie tuturor. Fie ca această zi de sărbătoare să ne facă pe toți mai toleranți, mai deschiși unii față de altul, mai receptivi și mai responsabili față de prezentul și de viitorul orașului nostru. Voi adresa și un mesaj de felicitare pentru semnarea acordurilor de finanțare. Am deosebită onoare și plăcere de a vă felicita pe toți cu încheierea acordurilor de finanțare pentru orașul Cimișlea. Este un suport financiar valoros și util, deoarece dorim să îmbunătățim și să eficientizăm lucrurile cât mai posibil în localitatea noastră. Aducem sincere mulțumiri Primăriei Municipiului Câmpia Turzii și Consiliul Municipal, domnului primar Dorin Nicolae Lojigan, pentru colaborare și încredere, suportul financiar oferit pentru implementarea proiectului Amenajarea Scoarului Recunoștinței din oraș Cimișlea este o șansă de a contribui la o imagine cât mai frumoasă localității, dar și un plus în favoarea cetățenilor de a-și petrece timpul calitativ. Aducem sincer mulțumiri Primăriei Municipiului Câmpina și Consiliului Municipal, domnului primar moldoveanu Ioan Alin, pentru încredere, deoarece au finanțat implementarea proiectului renovarea și modernizarea grădiniței Creșă Făt Frumos din orașul Cimișlea. Grădinița este o a doua casă a copiilor. Aceștia merită să afle în condiții adecvate pentru buna dezvoltare a acestora. Renovarea și modernizarea grădiniței reprezintă un impact pozitiv asupra atât pentru copii cât și societate. De asemenea, chiar dacă noi avem prezenți, vreau să le mulțumesc și Primăriei orașului Vâlenii de Munte, Consiliului Municipal, în persoana domnului primar Florin Constantin, care din păcate astăzi nu a fost prezent. Nu a putut să vină din vari motive. Vă mulțumesc tuturor! Proiectul finanțat de către Vâlenii de Munte este pentru renovarea rețelei de iluminat public în orașul Cimișlea. Vă mulțumesc tuturor pentru prezență, vă doresc o zi frumoasă în continuare, sănătate, pace, perseverență și noi realizări în munca dumneavoastră de zi cu zi. Prin unitate vom reuși să impulsionăm dezvoltarea localității noastre, Cimișlea, Doamne ajută! Nu în ultimul rând, și de aceea nici n-am scris nimic pe foaie, deoarece vreau să mulțumesc întregii echipe a Primăriei orașului Cimișlea, acei tineri specialiști care depun efort zilnic maxim pentru a realiza cu succes acele obiective trasate de către Primăria orașului Cimișlea, care, formând o echipă unită, tânără, energică, reușim nu întotdeauna să satisfacem toate necesitățile cetățenilor care sunt, dar depunem maxim efort. Vreau să-l mulțumesc pentru tot ce aici fac, că dau ascultare și se implică în soluționarea problemei
orașului Cimișlia. De asemenea, și instituțiilor din subordine. Și aici vorbesc de grădinițele orașului, biblioteca orășenească, casa de cultură, care de comun acord, eu zic că facem un lucru bun. Și vom continua în același spirit de activitate de a soluționa problemele localității noastre. Vă mulțumesc foarte mult. O zi bună! La mulțumire se oferă președintelui Raionului Cimișlia, Mihai Orărescu. Bună ziua, onorată asistență, dragi colegi, primarii din România și întreaga delegație care este prezentă astăzi. Sunt onorat astăzi să avem prezenți pe frații noștri de peste Prut și dați-mi voie, în primul rând, să vă mulțumesc pentru acordul, pentru ajutorul care este acordat orașului Cimișlia, deoarece noi cunoaștem cu toții că în timpurile grele care ne aflăm astăzi este binevenit acest ajutor și mulțumim foarte mult pentru această contribuție. Totodată vreau să felicit întreaga comunitate noastră a Cimișliei, cimișlieni, dragi cimișlieni. Eu vă doresc ca să aveți această sărbătoare să ne împle sufletele cu îngăduință, răbdare, bunătate, să ne dea împăcarea de sine și iertarea apropiaților noștri, să ne bucurăm de viață și sărbătoarea dată să ne unească pe toți în realizarea scopurilor comune, îmbunătățirea calității de viață și de trai a cetățenilor noștri și să avem doar clipe frumoase împreună. Bucurați-vă de acest eveniment, de această seară. Această zi va continua foarte și în centru și vă dorim, desigur, ca să savurați din plin de această sărbătoare. Vreau să felicit, de asemenea, părinții, preacucernicii părinți care slujesc în orașul Cimișlia și cu vrednicie, cu sârguință, își fac această datorie divină dată de la Dumnezeu și astăzi este, într-adevăr, hramul Bisericii Adormirea Maicii Domnului și suntem onorați că Cimișlia are această sărbătoare anume în această zi. Vreau ca să le doresc sănătate, putere, răbdare și fie ca bunul Dumnezeu să vă dea mai departe mulți, mulți ani înainte putere de a sluji și a servi întreaga comunitate și ne-a arăta calea cea dreaptă. Totodată vreau să felicit întreaga echipă a primăriei împreună cu domnul primar, deoarece cu sârguință își îndeplinesc datoriile și față de comunitate, în primul rând. Și ne bucurăm foarte mult că responsabilitatea lor este pe măsură și ne bucurăm cu toții ca cetățeni că orașul nostru a căpătat o altă tendință de dezvoltare și asta este vizibil zi cu zi. Dragi cimișlieni, în rest, vă doresc sănătate, succes și fie ca bunul Dumnezeu să ne aducă doar succese. La mulți, mulți ani. Vă mulțumesc. Doamnelor și domnilor, onorată asistență, se anunță în prezența domnului primar Sergiu Andronache, domnului primar al municipiului Câmpia Turzii, România, Dorin Nicolae Lojigan, și doamnei secretar general al municipiului Câmpina, România, Elena Moldoveanu, semnarea acordurilor de finanțare, după cum urmează. Semnarea acordului de finanțare
între Primăria Municipiului Câmpia Turzii, județul Cluj, România, și Primăria orașului Cinșlia, raionul Cinșlia, Republica Moldova, în scopul implementării proiectului Amenajarea Scoarului Recunoștinței din orașul Cinșlia. Semnează din partea Municipiului Câmpia Turzii, România, primarul domnul Dorin Nicolae Lojigan, din partea orașului Cinșlia, Republica Moldova, primarul domnul Sergiu Andronae. Doamnelor și domnilor, în continuare urmează semnarea acordului de finanțare între Primăria Municipiului Câmpina, județul Prahova, România, și Primăria orașului Cinșlia, raionul Cinșlia, Republica Moldova, în scopul implementării proiectului renovarea și modernizarea grădiniței creșă Făt Frumos din orașul Cinșlia. Semnează din partea Municipiului Câmpina, România, primarul domnul Ioan Alin Moldoveanu, reprezentat de secretarul general doamna Elena Moldoveanu. Din partea orașului Cinșlia, Republica Moldova, primarul domnul Sergiu Andronae. Domnul Sergiu Andronae. Doar vreau să mai adaug un moment că cu emoții și emoții mari am avut semnarea acestor acorduri de finanțare cu frații noștri din România care contribuie, să știți că nu numai financiar,
dar avem o relație de prietenie, de colaborare, prin, bine că au apărut acum Zoom și Meeting și alte programe în rețele de socializare sau Microsoft Meeting și tot ce mai departe. Suntem ca niște frați care, noi cel puțin echipa noastră fiind tânără, în afară de consilieri care ne mai ajută cu experiența lor din orașul Cimișlea, mă refer. Avem și multe sfaturi bune care luăm de la aceste primării. Organizăm diferite ședințe comune și încă o dată să le mulțumesc tuturor pentru ceea că vă implicați în dezvoltarea localității noastre pentru un viitor mai bun. Mulțumesc! Alocțiune se oferă primarului municipiului Câmpia Turzii, domnului Dorin Nicolae Lojigan. Preacucernice Părinte Nicolae, Preacucernice Părinte Ioan, stimate domnule președinte al Consiliului Regional Cimișlia Mihai Olărescu, domnule primar Sergiu Andronati, doamnelor și domnilor consilieri locali și raionali, dragi cimișleni. Înainte de a vă spune câteva cuvinte despre evenimentul de astăzi, dați-mi voie, pentru cei care nu știu, să vă povestesc cum a ajuns Câmpia Turzii înfrățită cu Cimișlia. Domnul primar Sergiu Andronati, împreună cu ansamblul Cimișarii, au evoluat pe scena Palatului Cultural Ionel Floașiu în Câmpia Turzii. Așa, ca o surpriză pentru populația municipiului nostru. Am avut atunci o discuție cu domnia sa de vreo jumătate de oră. Nu vă ascund că eu mi-am dorit încă de la preluarea mandatului în 2016 să găsim un oraș din Republica Moldova cu care să ne înfrățim. Eu sunt un personaj destul de pretențios și așa mai dur, ar zice colegii mei din echipa prezentă astăzi aici. Dar am simțit din primul moment chimia cu domnul primar și am făcut o propunere așa între patru ochi de a ne înfrăți ca frați de dincolo și de dincoace de Prut. Și a acceptat din primul moment. Atunci m-am urcat pe scenă. În sală erau prezenți peste 600 de persoane și am zis, dacă toți suntem așa ca la un referendum local, vă fac o propunere. Haideți să ne înfrățim cu Cimișlia. Și sala s-a ridicat în picioare, a aplaudat și au spus da. Și atunci am mers cu demersurile oficiale mai departe. Vreau să vă spun că meritul este în totalitate a primarului Sergiu Andronati. Îl felicit și vă rog să-l aplaudăm. Nu-l felicit și nu v-am rugat să-l aplaudați doar pentru că s-a înfrățit cu Câmpia Turzii, ci pentru că dacă anul trecut am fost aici în fața dumneavoastră și cu majoritatea ne-am cunoscut, anul acesta când am venit am rămas plăcut surprins de schimbările pe care le-am observat în municipiul, în orașul Cimișlia. Poate și contribuția noastră a contat sau a colegilor de la Câmpina sau de la Vălănii de Munte, dar cred că fără un primar destoinic, un primar care știe să-și conducă comunitatea, dar mai ales un primar care are viziune, susținut, bineînțeles, de Consiliul Local, nu se poate face nimic într-o comunitate. Drumul nu este ușor, domnule primar, și credeți-mă, prin ceea ce treceți dumneavoastră, acum am trecut și eu în urmă cu câțiva ani, dar nimic nu este imposibil atunci când există viziune și când este dorință de a dezvolta comunitatea. M-am dus în fața Consiliului Local al Municipiului Câmpia Turzii cu propunerea de a finanța reabilitarea acestei locații pe care dumneavoastră ne-ați propus-o și vreau să vă spun că, indiferent de culoarea politică, pentru că și noastră aici bănuiesc că aveți opoziție, și noi avem opoziție la Câmpia Turzii, toată lumea a votat pentru că toată lumea și-a dorit
ceea ce noi visăm întotdeauna, până la urmă, unirea dintre cele două țări. Vă felicit pentru tot ceea ce faceți în comunitatea dumneavoastră. Vă urez succes pe mai departe. Vreau să aduc mulțumiri speciale părinților Nicolae și Ioan, care ne-au primit și anul trecut și anul acesta. Poate se simt emoțiile, dar într-un mod deosebit. Pentru că sărbătoarea pe care dumneavoastră o aveți astăzi aici, am spus-o și astăzi în biserică, Adormirea Maicii Domnului, hramul bisericii dumneavoastră este, de fapt, și hramul municipiului Câmpia Turzii. Iată încă o punte comună între noi. Și drapelele orașului, tot aceleași. Și drapelele orașului, așa este. Ca atare, eu vă doresc să aveți parte de o sărbătoare frumoasă, să vă bucurați de acest moment deosebit, de zilele orașului Cimiștia și de hramul Bisericii Adormirea Maicii Domnului. Doamne ajută! La mulți ani Moldova, pentru că ieri am sărbătorit Ziua Independenței, la mulți ani tuturor cimiștenilor. Doamne ajută! Se oferă secretarului general al municipiului Câmpina, doamnei Elena Moldoveanu. Bună ziua! Stimate domnule președinte al Consiliului Raional Cimișlia, stimate domnule primar, onorați invitați, am onoarea să particip la aceste evenimente organizate de orașul Cimișlia, în calitate de reprezentant desemnat de domnul primar. Din păcate, domnul primar nu a putut fi prezent, dar din suflet transmite locuitorilor Cimișlia și autorităților publice locale toate gândurile bune, sănătate și multe, multe realizări. Și, bineînțeles, la mulți ani de Ziua Independenței a Republicii Moldova. După cum ați observat, eu fiind desemnată de domnul, am fost desemnată de domnul primar să particip la acest eveniment de semnare a protocolului. Protocolul a fost semnat de domnul primar. Eu am avut plăcerea doar să asist la acest eveniment emoționant. Pentru mine a fost emoționant. Așa cum a spus și domnul primar, Consiliul Local a aprobat acest acord de parteneriat și a alocat o sumă pentru finanțarea proiectului de renovare și modernizare a grădiniței creșă Făt Frumos. Și vreau să vă precizez că autoritățile publice locale și-au manifestat intenția înfrățirii și au materializat această intenție încă din anul 2015. Spunem noi că de atunci am avut o colaborare frumoasă cu orașul dumneavoastră, ne-am simțit întotdeauna apropiați, am simțit că aici suntem acasă și sper că și dumneavoastră aveți aceste sentimente. În continuare, noi ne arătăm deschiderea și colaborarea pentru realizarea unor proiecte benefice localității dumneavoastră. Am emoții. Vă dorim multă, multă sănătate, împliniri, realizări și să dea Dumnezeu să fim mereu așa apropiați și cu sufletul alături unul de celălalt. Că eu spun că suntem frați. Bravo! Cântece de voie bună evoluează ansamblul folcloric Legenda.
de la Casa de Cultură Cimișlia. Yeah.
toate, pentru că dacă ai noroc, le reușești pe toate. Și desigur și sănătate vă urăm!